grup naval cu ajutoare destinate Gazei a primit permisiunea autorităților turce de a pleca vineri din Istanbul sub conducerea unei organizații islamiste de ajutorare ce are legături cu Hamas. Convoiul format din trei nave, numit Marmara 2, reprezintă un gest provocator de a trece de blocada navală israeliană din Gaza. Organizatorii spun că două dintre nave transportă ajutoare, în timp ce a treia navă transportă activiști pro-palestinieni, parlamentari, jurnaliști și membri ai organizațiilor internaționale anti-israeliene. Israelul a anunțat că nu permite navelor turce să intre în Gaza, considerând gestul o nouă provocare și a cerut Statelor Unite, Marii Britanii și Germaniei să oprească Turcia, care escaladează situația actuală. Numele flotilei face referire la incidentul Marmara din 31 mai 2010, când un convoi de nave care încerca să rupă blocada instituită de Egipt și Israel a ignorat instrucțiunile israeliene de a se devia către Ashdod și a fost interceptat de comandourile navale israeliene. 10 persoane cu cetățenie turcă au fost ucise, ceea ce a dus la ruperea relațiilor israeliano-turce. Hamas a lansat un videoclip cu osaticul Hersh Gold Ben Polin, cu dublă cetățenie americano-israeliană, răpit de la festivalul de muzică Nova pe 7 octombrie. Videoclipul de 3 minute nu era datat, dar Gold Ben Polin, în vârstă de 23 de ani, a spus că a fost ținut ostatic pentru aproape 200 de zile și a făcut referire și la o sărbătoare, probabil Paștele, care a început luni seara. Una dintre mâinii lipsea. Hamas a lansat videoclipul ostaticului israelian-american Hersh Gold Ben Polin ca pe un gest către guvernul din Qatar, care a făcut presiune asupra organizației teroriste să ofere dovezi că ostaticii sunt în viață. Purtătorul de cuvânt al IDF, contraamiralul Daniel Hagari, a numit videoclipul terorism psihologic. Până când Hamas nu ne va elibera ostaticii, a spus Hagari, IDF va continua să urmărească Hamas peste tot în Gaza. Nici o piatră nu va fi lăsată neîntoarsă în eforturile noastre de a-i repatria pe ostaticii noștri ținuți captivi de Hamas. Încheia citatul. Germania a anunțat miercuri că va relua cooperarea cu Agenția ONU pentru Refugiații Palestinieni, UNRWA, a informat Reuters. Israelul a declarat în ianuarie că 12 membri ai personalului UNRWA au participat la atacurile Hamas din 7 octombrie. În săptămânile care au urmat, numeroase state donatoare, inclusiv Germania, au suspendat sau au întrerupt ajutoarele financiare de aproximativ 450 de milioane de dolari către UNRWA. De atunci, unele dintre aceste țări, precum Australia, Canada, Suedia și Japonia, au reluat finanțarea. O analiză condusă de fostul ministru francez de externe Catherine Colonna a procedurilor UNRWA pentru asigurarea aderării la principiile neutralității a fost publicată luni. În raport se spune că s-au găsit probleme legate de neutralitate în UNRWA, dar a mai susținut că Israelul nu a furnizat încă dovezi pentru acuzațiile sale, conform cărora un număr semnificativ din personalul său ar fi membri ai organizațiilor teroriste. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe israelian, Oren Marmonstein, a denunțat decizia germană și a numit-o, cităm, regretabilă și dezamăgitoare. UNRWA este parte a problemei și nu parte a soluției. Am încheiat citatul. Parlamentul European a ratificat cu 563 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri poziția sa privind maternitatea surogat, care acum este oficial considerată exploatare și parte a traficului de persoane. De asemenea, Uniunea Europeană va considera căsătoria forțată și adopția ilegală ca tipuri de exploatare care se încadrează și în definiția traficului de persoane. Rezoluția europeană presupune pedepse de până la 5 ani pentru acele practici și de până la 10 ani dacă este considerată infracțiune agravată. Potrivit datelor Comisiei Europene, exploatarea sexuală și prin muncă sunt principalele ținte ale traficului de persoane, deși în 2020 căsătorile forțate și adopțiile ilegale au reprezentat 11% din totalul victimelor din Uniunea Europeană. Pe lângă pedepsele cu închisoarea, noua legislație prevede sancțiuni mai severe împotriva persoanelor juridice care pot fi excluse de la accesul la finanțare publică.